Bună ziua! Astăzi doresc să vorbesc despre o carte de suflet, atât pentru autor, cât și pentru mine. Este vorba de volumul Din suflet pentru Turnu Măgurele, semnat de Noro Jerca. Această nume, Noro Jerca, este de fapt pseudonimul lui Norocel Aurel Jerca, ofițer în retragere în momentul de față și un pasionat de literatură. Debutul dumnealui este făcut la editura InfoEst din Siliștea, Brăila, și conține o serie de povestiri despre pitorescul micului orășel Turnu Măgurele din câmpia Teleormanului. Și ne povestește aici întâmplări despre oameni, despre viața care a dus-o în acest orășel, despre tot felul de evenimente interesante, precum, să zicem, venirea unui nou comandant la unitatea militară, despre existența și înființarea și viața cimitirului evreiesc din localitate, despre cafeaua care se bea în Turnu Măgurele, despre străzile din Turnu Măgurele, despre celebru magazin central de odinioară și oamenii care îi asigurau această celebritate, adică vânzătorii, printre care s-a numărat la un moment dat și mama autorului. Nu este uitată nici echipa Cetatea, echipa de fotbal a localității, care, între noi fie vorba, a stat mai mult prin ligile inferioare. Este amintită și prima încercare de radio în Turnu Măgurele, cum acest radio a reușit, post mic de radio, a reușit să schimbe percepția oamenilor despre gara și drumul de fier din Turnu Măgurele. Găsiți importante informații, tot felul de personaje, precum, să zicem, acest cerșetor de iubire, aflați în carte cine este, despre vizite surprize desfășurate în oraș, precum cea a lui Nicolae Bălcescu, despre modestie, despre obsesia trecerii timpului. Cu alte cuvinte, este un oraș iubit, acest Turnu Măgurele, atât de autor, cât și, sunt sigur, și de cititori, după ce vor reuși să citească această carte. Mai ales că, să nu uităm, are și o mică pildă despre covrigii înmuiați, o chestie foarte românească, da? De la muieți ți-s covrigii până la covrigii înmuiați. Bine, sunt și lucruri nostalgice despre profesori, despre ce tânăr și frumos era la un moment dat autorul, nu că acum ar fi vreun moș sau vreo bătrânețe. Are și unele eseuri despre memorie, despre modul în care receptează lumea, precum rapacitatea vie a memoriei. Fiți atenți ce titlu. E o carte frumoasă, e o carte care face cinste acestui oraș și o carte pe care, după ce o citiți, veți dori să vedeți orășelul, să vedeți locurile pe care le descrie, să beți o cafea poate în centru și să îi simțiți acest aer patriarhal. De fapt, este, ca să spunem așa, o istorie șugubeață a unui oraș, pentru că sunt și lucruri triste, sunt lucruri și foarte, foarte multe lucruri umoristice. Este o carte care te destinde. Noro Jerca, Din suflet pentru Turnu Măgurele. Bine ai venit, Noro, în literatură. Și iar dumneavoastră vă doresc o zi bună.